În această săptămână, elevii și profesorii de la instituțiile școlare din Rădăuți participă la acțiuni de ecologizare a parcurilor și spațiilor verzi din municipiu. Activitatea își propune să crească nivelul de conștientizare și implicare a cetățenilor în viața comunității. La școlile din municipiul Rădăuți, ca și de altfel în toate școlile, se desfășoară foarte multe activități pe linia ocrotirii mediului înconjurător, a menținerii curățenii în spațiile verzi, în parcuri. În săptămâna trecută, domnul primar și la inițiativa școlilor s-a emis o dispoziție, o adresă prin care s-a coordonat un pic această activitate, în sensul că fiecare instituție de învățământ, mai puțin grădinițele, ei și au perimetrele lor bine definite, așa sunt și mai greu de mișcat, s-au repartizat, le s-a recomandat să ia în primire un spațiu în care să desfășoare orele de aplicații, să zicem, în natură, așa, cu efectuarea de curățenie, cu cunoașterea naturii, cu îngrijirea biodiversității mediului. Aceste spații au fost date de către primărie expre pentru fiecare școală sau și-au ales școlile? A fost și consultarea școlilor, s-a ținut seama și de locațiile care sunt mai apropiate și preferințele lor. Noi ne-am obligat să ne-am angajat să punem la dispoziție un minimum de logistică împreună cu serviciile comunale, cele care concesionează activitatea de salubrizare. Cam câte școli? Păi sunt cele trei colegii și cinci școli gimnaziale. Au răspuns toate? Au răspuns toate la invitații. Deja s-au desfășurat activități de către Colegiul Național Dr. Muzachi pe data de 10 ieri, în locațiile de pe Dr. Muzachi la stadion, zona stadionului, la acel părculeț cu fântână arteziană și în parcul de la statui vis-a-vis de Mănăstirea Bogdan. Au participat aproximativ 150 de elevi, domnul director Puiu și profesorii din colegiu. Noi le-am pus la dispoziție saci menajere, am s-a transportat gunoiul de acolo, un minimum de unelte care să-și poată desfășura activitatea. Sigur, pe viitor, noi o să facem o bază materială așa care să poată fi dată școlilor pentru activitățile de acest gen. Este o acțiune bună privind suplimentarea sau, să zic, ușurarea primăriei legat de sau a serviciilor comunale, dacă toate ele în primul rând este un câștig pentru elevi, pentru că se mișcă în aer liber, pentru că învață și ei să mențină curățenia, să o respecte, să respecte natura, să se apropie de natură. Sub aspect administrativ, așa să spunem, sigur, e o mână de ajutor și pentru serviciile comunale și pentru primărie, dar nu sunt munci grele, munci care să-i supra-solicite foarte mult. Pentru ei și un prilej de ieșire în aer liber, de comunicare, de socializare și sperăm ca pe parcurs așa să mergem înainte. Mâine cred că este planificată și o activitate a școlii gimnaziale Mihai Eminescu în parcul Alexandru Sahia, la Lac, acolo. Evident, pe acolo a trecut și primăria și a luat grosul ce trebuia de acolo, dar se mai găsește tot timpul câte ceva de făcut. Alte școli pe ce zone? Colegiul Tehnic are parcul Mănăstirii Bogdana și zona complexului Călăraș, acel loc amenajat ca spațiu verde cu acea mică fântână arteziană. Andronic Motrescu au cele două parcuri centrale, având în vedere și faptul că sunt o instituție cu un număr mai mare de elevi și, să zicem, și apropiați de, ca specialitate de spațiile verzi. Școala Mihai Eminescu, am spus, parcul Sahia, școala gimnazială Regina Elisabeta în zona parcului Zoo și stadionului municipal. Școala gimnazială Bogdan Vodă, spațiile verzi în zona străzii Iacob Sadic, vis-a-vis de școală. Școala gimnazială Gheorghe Popadiuc, zona oborului și canalul Tolocii, e mai la margine, acolo nu e propriu zis un spațiu verde, dar este o zonă în care nu excelează prin curățenie totdeauna.
Și școala gimnazială numărul 2 Rădăuți, de pe strada Horea, în zona habitatului și canalului Băhnea. Sigur, asta nu exclude și participarea la activități în parcuri, când sunt... Astea au fost niște recomandări din partea primăriei la care școlile au răspuns. Deci a fost un parteneriat, să spun așa. Ca urmare a hotărârii primăriei de a distribui spațiile verzi pentru curățenie școlilor, noi avem colegiul Andronic Motrescu, avem repartizate parcurile mari, parcul dintr-o parte și cealaltă a catedralei. Astăzi am venit cu 3 clase, avem repartizate pe durata a 3 zile. Avem o clasă de a 10-a, una de a 11-a, o clasă de profesională. Am asigurat materialele necesare, saci, mănuși. Cu ajutorul colegilor și a copiilor, sperăm să terminăm această activitate în 3 zile. Mi se pare că este bună pentru mediu și ajutăm comunitatea de Rădăuți. Numai pentru acest lucru. Și transmitem un mesaj pentru cei care aruncă gunoi. Să nu protejăm natura și să nu cumva să mai arunce, pentru că ne poluează natura. Ne poluează. Dar știți că, în cea mai mare parte, persoanele care aruncă sunt tot de vârsta voastră. Da, știm. Credeți că îi va motiva cumva să nu mai arunce? Pe unii da, pe alții nu. Acum depinde de fiecare. Cei care au venit așa au făcut curat, sigur nu o să mai facă mizerie. Pentru că știu cât de greu este. Da. Să facă. Dar ceilalți, poate unii mai aruncă pentru că așa au fost învățați, cei 7 ani de casă. Lipsesc. Este greu? Nu. Nu este greu? Nu. Ce părere ai despre cei care aruncă gunoaie în parc? Nu știu. N-ar trebui. De ar trebui să păstreze curățenia și să se bucure de natură. Mă numesc Hurjul Florentin Ionuț. Sunt din clasa 10 ospătari de la colegiul Andronic Motrescu și am venit astăzi în parc ca să facem curățenie și am un mesaj pentru oamenii din jur ca să nu mai arunce mizerii pe jos, să păstreze curățenia. Suntem acum și în săptămâna mare să facem fapte bune. Ce părere ai despre cei care aruncă și nu păstrează mediul? Cred că nu au fost învățați sau nu au bunul simț, nu au cei 7 ani de acasă. Vei mai continua să da, participi sigur la astfel de acțiuni? Da, sigur, îmi place și ajut mediul înconjurător.